prin întruparea lui Hristos, pentru creștini, singura graniță ar trebui să fie aceea dintre virtute și păcat, iar nu între persoane. Un astfel de exemplu aveam să întâlnim și noi după ce am plecat din Bari, unde ne-am închinat la mormântul Sfântului Nicolae. La 3 ore de mers cu mașina spre nord, seara am ajuns într-un alt loc plin de spiritualitate, complexul modern de la San Giovanni Rotondo, care amintește de figura unuia dintre cei mai importanti sfinți ai Italiei și ai catolicismului de secol 20, Padre Pio. Cunoscut, în primul rând, datorită stigmatelor pe care le-a purtat timp de 50 de ani, cât și datorită altor minuni, Padre Pio a fost un preot și călugăr capucin italian canonizat de către Papa Ioan Paul al II-lea pe 16 iunie 2002. Padre Pio și-a pus întreaga viață în slujba semenilor, dar și a lui Dumnezeu. Avea 5 reguli pentru evoluția spirituală și anume spovedania săptămânală, împărtășania zilnică, lectura spirituală, meditația și examinarea conștiinței. Compara spovedania cu un exercițiu de igienă, asemănând-o cu ștergerea unei camere de praf. Recomanda practicarea meditației și a examinării individuale de 2 ori pe zi, o dată dimineața, ca o pregătire pentru a înfrunta ziua și încă o dată seara, ca retrospectivă. Îndemnul său, devenit celebru, era roagă-te, crede și nu-ți fă griji. Îi învăța pe cei care îi călcau pragul să-L recunoască pe Dumnezeu în toate lucrurile și să-și dorească, mai presus de orice, să facă voia lui Dumnezeu. Încă de la începutul activității sale, ca preot, a început să îi se manifeste stigmatele, care aveau să-l facă mai târziu celebru. Acestea sunt semne sau stări de durere în zonele ce corespund rănilor suferite de Hristos în timpul crucificării. Se spune că Sfântul Francis de Assisi a fost primul purtător al stigmatelor din istoria creștinismului. Timp de 50 de ani, Padre Pio a uimit lumea medicală prin aceste stigmate pentru care, științific, nu s-au găsit explicații. Însuși Padre Pio mărturisea că, deși a primit această binecuvântare a stigmatelor, a fost atât de speriat de fenomen că l-a implorat pe Dumnezeu să-și retragă minunea. Nu își dorea să dispară durerea, ci numai rănile vizibile pentru a nu fi văzut de ceilalți. Mi-e teamă că voi sângera până la moarte dacă Domnul nu aude cererea mea sinceră de a mă elibera din această condiție, spunea Padre Pio. Rănile au dispărut în acel moment, dar au reapărut în septembrie 1918. În tot acest timp, părintele menționează că durerea a rămas, iar ca intensitate era mai puternică, mai ales în anumite zile și în anumite circumstanțe. De fiecare dată și le ascundea sub diferite bandaje. Încet, vestea despre călugărul stigmatizat s-a răspândit în toată lumea. Rănile lui Padre Pio au fost examinate de mulți medici celebri, care n-au putut însă să explice cum apăreau aceste răni, dar și de ce nu se infectau niciodată, mai ales că Padre Pio a fost o persoană destul de bolnăvicioasă. De asemenea, a început să manifeste și alte aptitudini, precum vindecarea asupra bolnavilor, starea de levitație, profeția, capacitatea de a citi gândurile, precum și parfumul plăcut al rănilor sale. Pe lângă mulți adepți, Padre Pio și-a atras și criticii la numeroși reprezentanți ai bisericii, care l-au acuzat că este un șarlatan ce speculează slăbiciunile umane. Unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai săi, viitorul arhiepiscop de Ancona,
pe nume Carlo Macari, i-a făcut un raport devastator. Însă pe când Padre Pio se afla pe patul de moarte, și-a retras acuzațiile, cerându-i iertare. La moartea sa, în 1968, pe trupul părintelui Padre Pio nu se mai găsea nicio rană sau pată de sânge. Adesea, obișnuia să spună: după moartea mea, voi face și mai multe. Misiunea mea adevărată va începe după moartea mea. Astăzi, locul de la San Giovanni Rotondo, unde se află un spital, o biserică, altare de vară și un impresionant muzeu, vorbesc neîncetat milioanelor de vizitatori despre aceste minuni. Pe 3 martie 2008, la 40 de ani de la moarte, trupul i-a fost exhumat, fiind însă găsit bine conservat. Ținându-se cont și de minunile sau vindecările ce au fost atribuite după moarte și după 20 de ani în care dosarul său a fost atent analizat, Papa Ioan Paul al II-lea l-a declarat sfânt. Era o recunoaștere pentru cel care în 1947, pe când era un tânăr preot polonez pe nume Carol Wojtyla, spovedindu-se la Padre Pio, acesta i-ar fi profețit că într-o zi va ajunge papă. La ceremonia sa de canonizare au participat numai puțin de 300.000 de oameni, iar astăzi, în întreaga lume, există grupuri de rugăciune cu numele său ce numără peste 3 milioane de membri.